și stătea. Mai dorea să mă mulș. Hai, mă, calmă, dă-mă drept. Stai calm. Unde suntem? Hai un pic. Hai un pic și mi-o iau. Mă, dar unde mergi, mă, unde mă duci? Tu nu vezi? Nu, că sunt stație. Mai mergi de mult, că mă doare pe cioarii. Vă și stele verzi, că mai legați, sunt zăoni. Hai. Hai, mergi. Aici, gata. Uite, de aici, mai ai trei pași. Ce dracu ai, mă? Nu-mi place. Nu-mi place, e tristă toată. E să mor tu, dar parcă măta te-a dus numai în toravora și mandive. Așa, o, nu-mi place, păi, nici numele la orașul ăsta nu-mi place, nici la pizza, ce-i asta? E scump, de ce nu-i face? E scump, nu-mi place! Mă, papagale, aveam și eu nevoie de un pic de niște odihnă, da? Că e greu să crești un copil. Dar, fata, de ce odihnă aici, pe pietrele astea? Pentru că este singurul loc unde sigur nu ne întâlnim cu mămica și tăticu și fața nu mai zbiere, așa? Cum adică nu ne întâlnim cu mămica și tăticu? Nu ne întâlnim, pentru că mămica dă orice să audă, numai dă nisa, nu, nu. Să știi că e femeie deșteaptă, că și eu de acum tot așa. Dă orice să audă, de nița, din asta, să nu mai audă. Și de nisipul lor fiind, mai ales. Hai, da, să mă faci. Ce vezi? Un prost. Lasă-l pe el, dă-l morții mâzii. Unde ești? Surpriză. Eu ți-am făcut fă surpriză, dobetaco. Unde ești? La Techerdon? La Nisa, fă! German, mai bine, scrie German. Și eu? Tu ești scriitoare libaneză, de trebuie aici. Unde te duci, mă, mă? Mă duc să o plimb, pă, că dorești German să plimbă, nu stă așa. De ce mi-ai adus macia? Nu știi că am boală pe nisa asta? De ce m-ai bătut? Pentru că m-ai adus aceea, mă, de ce mă zbați jos de mine, mă? De ce nu ți-ajunge cât am sofilit acum 25 de ani? Nu mai ții minte, mă, ce pertere am avut că m-am pus, că eu-am drosul pe tine. Nu mai da fă mine că te-mi puși, dă-te drecul. De ce mă să mă puși, mă? Tot eu sufăr și tot tu mă puși. Pentru că dacă ești torbată, te scap de chinuri, mă. De ce state m-ai adus aici? Îi știi pe cobră? Vipera. Nu mai mă contrazice după ce m-ai umilit în toată plaja asta. Noroc că era pustie, nu m-a văzut nimeni. Cobra. A? Mi-a scris și mi-a spus să vin aici să mă întâlnesc cu el peste 3 zile. Păi și de ce n-ai venit, mă, singur, mă? Pentru că mi-a spus că dacă vin fără tine, degeaba am venit. Am dat banii pe biletul de avion. De ce? Așteptăm 3 zile. Și o să aflăm. Asta e. Sigur?
domnișoară? Nu vreți să-mi faceți un masaj de relaxare, că de încordare tocmai am o parte de unul? Să face că nu înțelege nimic. Da, bă, că suntem la Nisa, nu la Tisa. Dar o să știe aia românește. Ce dobitor sunt. Norocel e foame. Da. Aveți grijă de el. Bine, bine. Nu te fără grijă. Cum te duci, mă? Mă duc să o agăs pe aia. Dar foarte bine, du-te înșală, mă fă ce vrei. Alo, lasă banul aceea. Hai, că așa scrie prenupț. Hai, da. Bă, contratul prenupțial este valabil pe teritoriul României. Aici n-avem roaming. Mademoiselle? Mămițica mea! Fă! Tu știi cine-i curva care vrea să-mi facă masaj de relaxare? E fita! Mă, eu ți-am dat ție prea mult pumn din cap și tu ai luat-o dracu razna? Nu, fă! E Minodora! Nu sunt Minodora, tăticule, sunt o scriitoare libaneză. Aure, dar cine te-a făcut așa? Steven. Care Steven? Turistul german. Aureu! Steven e turistul german? E fita, pot să bag mâna în petriș. Aureu, ia dă-te pe la o parte. Firați, Tom, ia uite. Firați voi să fiți de turiști păgâși? Firar, mama voastră, stați cu cururile pe Hristos și ei mei. Bună, dar de ce tu vreau? Am dat pe-l timp? Nu, la fel, nu vreau. O, trei jolie. Je beaucoup de jouer chez moi. Tu ne vas pas venir le voir? Mon père peut venir aussi. Il viendra mais plus tard. Bă, Stivene, mă apucă dracii. Ce cauți aici? Ce se cauți, bine? Nu te-am pus să-l cauți pe Avatar? Bă, da, prătăticu, dar nu te-ai enervat, că noi avem o veste bună. Noi încă îl căutăm pe Avatar și Lelica lui. Care-i, mă, vestea bună? Păi vestea bună e că îl căutăm în continuare, că uite cât de departe am ajuns la Nisa. O să termine Norocel facultatea și tu tot o să-l cauți pe Avatar. Nu-i așa? Bună, Norocel! Da, chiar, care Norocel? Ăla care-i nepotul tău și are părul creț. Da? Aoleu! Păi ce era cu noi? Madame, l-am lăsat aici, cu voi pe Norocel, unde e? Hai, gata, păi nu mai vă certați! Păi nu l-am luat cu tine, mă? Hai să punem mâna să-l căutăm! Aoleu! Al treilea copil care despare de neamul ăsta. Al doilea, fă, mămică! Nu fă, e al treilea. Ha? Asta te-a luat junior, ar fi împlinit 25 de ani acum. Ce? Ce ai zis? Asta e extraordinar! Asta e extraordinar! Dar voi ce faceți? Voi fiecare an vă aparecte un copil nou! Eu nu mai trec nimeni în zbață pe cine cap! Eu cu voi nu mai fac avere în viața mea așa! În fiecare an vă aparecte un copil nou! Ce părinți ai făcut, Dodor? Stivene, dă-te recuta, știm că nu mai faceți asta! Norocel! Hai, pune mâna și caută! Mișcă-te! Eu am zis că orașul ăsta de căcat e blestemat, nu m-a crezut nimeni. De ce nu m-a crezut nimeni? De ce că acum a desfărut și Norocel? Nu o să mai îl găsim niciodată. Hai, calmează-te, Norocel! Calmează-te, 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 că te ascunde pe undeva. De ce ne-ai avut fără grijă de băiat? Da, ție ți l-a lăsat în grijă de mii! Cine este bărbatul și cine e femeia? Ce crezi că dacă m-ai plătut odată te-ai schimbat astea totul, nu mai ai grijă de copiloși? Mă, ăștia e de vină, că din cauza lor n-am fost atente! De ce n-ați avut mă grijă de Norocel? Stăteți cu curul pe Hristos și mame voastre! Gata, mai taci! Mai taci, că eu nici nu știam că ăsta aici! Am văzut un negru mare, dar de unde să știu că e tiric, că e frite negre, ce mai e râs? Nu te vezi tu, mă, negri, aici! Ia uite! Peste tot!
Veneam încăcat ăsta de oraș, unde ne-am pierdut și primul băiețel. Nu s-a întâmplat nimic. Gata, nu mai poți. Hai, mișcă-te și caută. La France de Chartrenet, c'est la France de tous les Français. La France qui la France. Unde e la mână? E pe balcon, se vede la rocier. Cu cine vorbești? Sunt la poliție. Încoace. Păi, Peri, de când ne rezolvăm noi trebile cu poliția? Mie mi-e foarte clar că norocel nu s-a pierdut, a fost răpit. El n-a plecat niciodată de lângă noi de capul lui. Mai ales că nu cunoaște țara. Dacă nu facem ceva acum, mă duci mă cu toată lumea. Stai. Flacă rog! Ia pe mine Odora și pe Steven. Și dați o tură pe plajă, pe faleză, întrebați în stânga, în dreapta, dați bani, poate l-a văzut cineva. Hai, du-te! Și noi ce facem? Am un prieten care se ocupă cu răpiri de copii și cu vânzări de copii. Mergem la el. Vreau numai să mă schimb. Hai. De ce n-am pus cătușe? De ce n-ai dat cuțac? Avem de-a face cu băieți serioși. După nume nu sună dur. Polec Raoală o are de mult, în 72, de când îl căuta miliția să-l aresteze în șat. Și el s-a ascuns într-un sac și a ajuns în Iugoslavia. Păi, și Oală unde? Sacul era plin cu Oală. Și el a rămas una din el, dobitocul. Nu mai spune așa. Să-i știe băiat rău, rău. E din neamul Parvilian. Și la ăștia le lipsește toate doagele, nu una singură. Uite-l! Aoleu! Să moară măsa dacă ăsta nu e! Stătică Podcovară! Ce faci, mă, Podcovă, mă? Ce trăiești, mă? Ce, mă, băiatule? Să trăiești, mă, Oală. Ce faci, mă, băiatule? Ți-ai luat bodyguard? Nu, e inginerul meu. Nu te-ai schimbat deloc, să știi. Nici ca fizic, nici ca protocol de primire psihic, ca să zic așa. Hai, luați un loc. Terry! Vrei să-mi furi afacerea și să te extinzi și pe aici? Nu. Am un necaz. Nepotul meu a dispărut. Băiatul lui și-a luat fata mea, Rozica. Când? Azi dimineață. Cine putea să-l ia? Tu nu. Nu. Am îmbătrânit și mă sensibilizează copiii mici. Da. E unul, Leon. Așa. Care se ocupă cu traficul de copii. Să mă pui să ajut, că nu mă bag peste el. Nu. Unde îl găsim? Pe Leon ăsta. Nu știu. Dar poți afla. Află, Pardiliene. Ajută-mă, că și eu te-am ajutat când a vrut ea să toarne asfalt peste tine. Nu uita că numai datorită mie ești în viață. Să se facă. Menotora!
Păi nu, Dora? Ce e, fă, mămică? Vezi că eu trebuie să mă întorc la hotel.